Salutare! Sunteți la canalul Umbriela. Astăzi vom face tehnica grataj. În acest filmuleț vei învăța practic cum se face această tehnică. Luăm o foaie de hârtie. Este nevoie ca foaia să fie groasă. E bine foaie pentru acorele. Cu o pensulă cât de cât moale, acoperim foaia cu culori vii. Am acoperit foaia, voi aștepta să se usuce. Foaia s-a uscat, voi trece cu parafină, folosesc o lumânare simplă și este nevoie de trecut pe toată foaia cu această lumânare. Iată în așa mod. Este nevoie ca fiecare loc să fie bine, bine trecut cu lumânare. Apăsând foarte bine. Trecem pe toată suprafața. Trecem la etapa a treia. Vom folosi săpun lichid și vom amesteca puțin săpun lichid cu guașă neagră. Și acoperim toată suprafața cu guașă neagră. După ce am acoperit foaia cu guașă neagră, este nevoie să se usuce. După ce foaia s-a uscat, putem lua orice obiect ascuțit, scobitoare, bețișor sau pix care nu scrie, să facem un desen. Aici eu voi face păpădii. Fac întâi desenul. În așa fel se zgârie guajul de deasupra. Și apare culoarea de desubt. Iată, desemăm. Poți desema orice desen vrei care îți place. Un pix care nu scrie este foarte comod de lucrat. După ce am făcut desenul, încep să așa prin mișcări, parcă pașuram. Foarte ușor.
această tehnică. Și e destul de distractivă. Florile le voi face ciufulite, așa, iar frunzele voi hașura, așa, după formă. Strângem tare pixul în mână, așa dăm voie să treacă pe foaie. Important unde e deschis să fie întunecat și nu invers. Nu zgâriem peste tot, lăsăm unele locuri să fie întunecate. De lângă floare nu voi pășura frunza, voi lăsa spațiu întunecat. Acest tip de grataj se numește policrom din cauza că am făcut mai multe culori. Dacă lăsăm de sub foaia albă, va fi doar două culori, alb și negru, și se va numi monocrom. La sfârșit, cu o cârpă, putem alătura urmele de ceară. Se poate la vietă, dar e important să fie uscată. Să nu fie umedă. Iată, în așa mod am făcut astăzi aceste păpădii în tehnica grataj. Dacă ți-a plăcut, pune like, abonează-te la canal. La revedere!